A 21-a zi de campanie electorală pentru alegerile locale din 5 iunie. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție, timpul să vorbim, ediție electorală de această dată, ca și cele din ultima perioadă, din ultimele 21 de zile. Astăzi seară în platoul emisiunii alături de mine i-am pe doi consilieri încă, consilieri locali, dar candidați pe liste Consiliul Local, Consiliul Județean. Bună seara, domnule Ilie Clement. Sărut mâna, bună seara, Hristos a înviat. Adevărat a înviat, sunteți candidat pe lista Consiliului Local din partea PSD. Telespectatorii trebuie să știe, de asemenea, alături de noi în această seară, domnul Florian Velicu. Bună seara, doamna Drăgulin, bună seara, Giurgiu Venilor, Hristos a înviat. Candidat pe lista de consilieri județeni a Partidului Național Liberal. Bună seara, domnilor, bine ați venit în platou. Trebuie să vă spun, doamnelor și domnilor, este primul reprezentant PSD prezent în emisiunile pe care eu le moderez de când a început campania electorală. Probabil că este vorba de mine. Da. Păi, clar nu că n-ați precizat care dintre da, noi nu, doi. Nu, era camera pe noastră. În fine. E clar. Este, așa este, pentru prima dată în campania electorală, însă Ilie Clement, de 3 ani și jumătate, în fiecare seară de miercuri realizează, și când spun acest lucru mă cuprinde un moment de tristețe, că din cauza campaniei electorale nu am mai putut să realizez emisiunea. Legea nu permite. Absolut. M-am conformat, nu m-am mai ocupat, nu am mai realizat emisiunea la Porțile Dorului, aici la TV Giurgiu, unde cei mai mulți dintre artiștii preferați ai giurgiuvenilor au călcat pragul acestei televiziuni. Și mă mândresc cu acest lucru. Însă îi asigur că după 5 iunie vom reîncepe emisiunea. Domnilor, ați trecut așa, ați ars prima etapă, însă eu n-aș vrea să se întâmple asta, așa cum se impune într-o astfel de emisiune. Aș vrea o scurtă prezentare, chiar dacă giurgiuvenii vă cunosc, pentru că așa se procedează și până la urmă nu cred că vă deranjează, domnule Clement. Pentru cei mai mulți dintre telespectatorii postului TV Giurgiu, sunt Ilie Clement, Lili Clement, cum mă cunosc foarte, foarte mulți dintre giurgiuveni. Am 62 de ani, sunt absolvent al Facultății de Științe Juridice, cu diplomă de licență. Sunt absolvent al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza. În prezent sunt pensionar MEAI, inspector de specialitate la o firmă privată din Giurgiu, realizatorul emisiunii la Porțile Dorului la TV Giurgiu, căsătorit, 2 fiice, una asistentă de farmacie, cealaltă jurnalistă, însă nu a practicat, este în domeniul privat. Am un nepoțel care reprezintă scopul vieții mele de acum până la finalul vieții. Sunt consilier local, președinte al Comisiei Cultură Sport, învățământ, asistență socială, culte, în Consiliul Local și cu speranța că după data de 5 iunie giurgiuvenii vor avea grijă ca împreună cu ceilalți colegi din lista de consilieri a Partidului Social. Asta nu face parte din prezentare. Nu, da. Este un, dacă vreți, un vis al meu. N-am voie să-l spun. Spuneți-vă visul, ajungeam și la vis. Eram la capitolul prezentări. Da. Sunt mândru de trecutul meu. Am fost ofițer de carieră. Mi-am îndeplinit misiunea ca militar la Poliția de Frontieră. Am fost șeful Casei de Cultură și al Muzeului Poliției de Frontieră din Giurgiu. Mă mândresc cu tot ce am făcut. Au fost și neajunsuri, însă mai avem timp să le rezolvăm, să trecem peste ele. Și dacă mai aveți întrebări suplimentare, cu drag. Vin și întrebările. Domnule da. Velicu, vă rog. Numele meu este Florian Velicu. Sunt absolvent al Facultății de Marketing și Afaceri Economice Internaționale,
cu diplomă de licență și de asemenea absolvent al Facultății de Științe Juridice și Administrative cu diplomă de licență, licențiat în contencios administrativ, administrație publică. Actualmente ocup funcția de director executiv al ADI-ului de apă și canalizare la nivel de județ Giurgiu, cel care se ocupă cu implementarea proiectelor europene pe acest domeniu. Sunt căsătorit, am un băiat care este anul 2 la medicină generală, student. Din punctul meu de vedere, cred că am demonstrat tot ce se putea demonstra în calitatea mea de consilier local în cele două mandate pe care le-am avut până în momentul de față. Primul a fost 2008-2012 și al doilea 2012-2016. În cel de-al doilea mandat a fost unul cu peripeții, știe toată lumea, nu vreau să intru prea mult în detalii de genul acesta. Datorită actualului primar au fost niște probleme legate de anumite modalități de aplicare a legalității, dacă putem spune așa, greșit înțelese de către administrația locală condusă de domnul Barbu. Domnul Ilie Clement, aici în platou, lângă dumneavoastră, coleg de platou și de Consiliul Local, ați spus puțin mai devreme că ați avut niște disensiuni cu domnul primar Nicolae Barbu, care nu se află în platou, însă domnul Ilie Clement face parte din aceeași echipă cu domnul Barbu și dacă aveți ceva de spus la cele spuse de domnul Doamna Drăgulin, cu tot respectul pentru dumneavoastră, cu tot respectul pentru lege, nu este domnul Barbu un platou, nu pot să răspund în numele domniei sale, însă în calitate de consilier pot să spun că... În calitate de consilier, da. Pot să afirm cu tărie că nu sunt de acord cu punctul de vedere al domnului Velicu, este părerea mea, pentru că s-a demonstrat în timp că adevărul a fost undeva la mijloc, în sensul că acțiunea de judecată pe care domnul Velicu, colegul meu de consiliu, a deschis-o Consiliului Local și Primăriei Giurgiu, instanța a demonstrat că domnia sa nu a avut dreptate. Eu am înțeles că dumnealui a făcut recurs. Și care l-a și câștigat? Nu am cunoștință de acest lucru. Asta înseamnă că am avut dreptate, dacă discutăm dacă am avut sau nu am avut dreptate. Vă rog eu frumos să-mi dați... Domnul consilier, coleg. Lăsați-mă să vorbesc. Stați să termine și după aceea. Domnul Velicu. Care nu sunt adevărate. Domnul Velicu, așteptați să termine domnul Clement și... discutăm pe adevăr, nu așa cum a discutat și șeful dumneavoastră de partid. Domnul Velicu. Numai puțin, domnul Velicu. Stați să terminați ce ați vrut să spuneți, domnule Clement. Ceva cu domnul Barbu este problema dumneavoastră. Nu, am ceva cu minciuna de regulă. Vedeți, doamna Drăguță? Nu, stați puțin. Domnul Velicu, vă rog să vă opriți și când vă spun eu să vorbiți, atunci vorbiți. Continuă așa. Eu am venit într-o emisiune de promovare. Nu, în campanie. Nu-mi reproșați mie nimic, n-aveți ce să-mi reproșați cel puțin până în acest moment. Știu și eu ce înseamnă calitatea de moderator. Da. Este cel care ține freiele în mână. Asta fac. Dacă, domnul Velicu... Vi se pare că ați... Dacă nu, dar e bine să ne respectăm ca oameni. Îl rog pe domnul Velicu să țină cont de faptul că am vreo 12 ani mai mulți, măcar acești ani să-i respecte. Domnul și chiar Clement. Dacă nu-i convine ce spun eu, îi dați cuvântul domniei. Sigur că da, asta am și spus. Haideți că trece timpul, vă rog să vă terminați ideea și... spuneam că din punctul dumneavoastră de vedere, Florian Velicu nu a avut dreptate. Din media eu am aflat așa că a reieșit. Instanța i-a respins cererea domniei sale. A fost pus și la plata sumei de 82 de milioane vechi. Dumnealui a făcut, e dreptul domniei sale să facă recurs. Instanța la care a făcut recurs este cea care va da sau nu câștig cauzei pe care domnia sa a invocat-o. Stop! Pe mine mă cheamă Ilie Clement, sunt candidat consilier local și nu sunt candidat la primărie. Să înțelegem lucrul acesta. Era discuția doar... Eu n-am să fac, la toate întrebările dumneavoastră, eu n-am să fac aluzii la niciunul dintre candidații la primărie. Nu mi se pare fair play. Da. Odată că nu sunt în platou, în al doilea rând, eu nu sunt candidat la primărie. Vorbea despre... Nu a dacă spus... domnia s-a are ceva nu, să nu a adresat projenire. Stați puțin, stați. Haideți să nu... Domnul Velicu, vorbesc eu.
Nu a jignit, nu a jignit nimeni pe nimeni aici în platou. A reclamat, dacă vreți, în cel mai rău caz. Dar nu încerca să-mi traduceți, vă rog frumos, nu, am înțeles. Nu, a spus, atunci reclamați un lucru care nu s-a întâmplat, domnule Clement. Am venit cu mare drag și vreau să fie... Nu știu, v-ați enervat de la început fără motiv. Nu înțeleg, dar... Dacă e nevoie, am să vă și argumentez de ce m-am supărat. Vă rog, nu vă rog acum, să nu argumentați. Nu, te iau din timpul domniei sale. Vă rog, domnule Velicu. Mulțumesc și îmi cer scuze dacă am deranjat în vreun fel, dar... Chiar fac un apel, fără jigniri, fără atac la persoană, pentru că întrerupe emisiunea. Eu am făcut referire la o administrație condusă în momentul de față de o anumită persoană. Așa am înțeles și eu, da. Cum vreți să mă exprim altfel? Că, din punctul meu de vedere, exprimarea este corectă. Legat de problema acestor acțiuni în instanță, am văzut și am constatat cu stupoare că site-ul administrației locale, UAT-ului Giurgiu, este folosit pentru promovarea sau, mai bine spus, scoaterea la lumină a unor aspecte legate de un proces care, pe alocuri, nu și-are rostul să fie postat pe un asemenea site. Este site-ul oficial al UAT-ului Giurgiu. Revenind la discuția inițială, când actualul edil s-a lăudat acest site și în presă că am pierdut eu procesul, i-am spus de nenumărate ori că acel proces nu are o soluție definitivă. Drept urmare, spunea acolo că este cu cale de atac, cu apel în 15 zile de la comunicare. Așa că nu poți să te lauzi cu așa ceva. Un proces este încheiat atunci când instanța se pronunță definitiv și irevocabil. Eu am făcut apel la acel proces la care se referă domnul Barbu și domnul Clement și instanța curții de apel a casat hotărârea dată de instanța de fond și a trimis spre rejudecare și a atras atenția instanței de fond că nu s-a pronunțat pe capătul de cerere cu privire la discriminare pe care eu l-am invocat acolo și care l-am și documentat extrem de bine. Așa că eu nu am nimic cu nimeni, dar am ceva cu minciuna care este scoasă în spațiu public. Da, este... Am lăsat să curgă subiectul pentru că în Consiliul Local și, nu știu, cred că sunteți de acord cu mine, n-a fost o atmosferă tocmai plăcută pentru plătitorii de taxe, pentru giurgiuveni. Nu, mie personal nu mi-a plăcut atmosfera. Ce plătitori de taxe, doamna? La ce vă referiți? Pentru giurgiuveni, pentru oameni, concret. Da. Concret. Pentru oameni. Pentru oamenii care i-au trimis pe Giurgiu, pe consiliere acolo. Și sunt de la toate partidele. Stați puțin. Ce vrea să spuneți? Nu, eu nu am înțeles întrebarea dumneavoastră când aveți plătitorii de taxe. Plătitori suntem toți care locuim pe raza municipiului. Despre asta Giurgiu e vorba. Unde e anomalia pe care dumneavoastră n-ați... Nu, am spus că atmosfera din Consiliul Local, vreau să vă spun că a fost o constatare, nu sunteți într-o dezbatere directă cu mine. Eu vă adresez niște întrebări. Nu, dacă să știu ce vă răspund. Și nu, am spus că n-a fost... Am spus că n-a fost o atmosferă tocmai plăcută acolo în Consiliul Local. Da? Aș vrea să depășim momentul și să vorbim puțin despre proiectele din Giurgiu. Avem și niște materiale realizate de-a lungul timpului de către echipa TV Giurgiu despre proiecte, despre lucrări, despre, dacă îmi permiteți, să difuzăm primul material. Este despre un bloc care a fost demolat. Cum a fost demolat? Din greșeală? Doamna Drăgulin, sunteți imparțială în această emisiune? Sigur. Dumneavoastră m-ați invitat la emisiune, da, fiind campanie electorală, să promovez calitatea mea de viitor este candidat. Este dezbatere. Este o dezbatere. Bun. Vorbim. Este o dezbatere. Și emisiunile cu filme. De, nu e corect cum de promovare. Puneți filmul și am să vă demonstrez că n-aveți dreptate. Dacă avem materialul.
deși anterior spuneați că n-ați venit. La începutul acestei săptămâni, în cartierul Istru, unul dintre căminele dezafectate a fost împrejmuit în vederea demolării. O bucată bună din bloc a fost pusă la pământ, numai că, spre surprinderea locuitorilor din zonă, firma responsabilă cu lucrările demola cu totul și cu totul altă clădire decât cea pentru care avea autorizație și hotărâre de Consiliu Local. Mai bine zis, în loc să demoleze căminul C, s-a demolat căminul de vis-a-vis. Grozăvia a fost constatată de reprezentanții primăriei abia după ce un sfert din bloc s-a făcut una cu pământul. Fără a da vreo explicație, firma cu pricina s-a mutat imediat la blocul vecin, cel pe care era autorizată să-l demoleze. Cartierul Istru vorbește despre demolarea blocului care nu trebuia demolat, numai că la primărie toată lumea tace mâlc. Primarul este plecat, viceprimarul Vladuș continuă concediul, iar inginerul Ion Angel, șef serviciul lucrări publice, investiții, reparații și întreținere, cel care și-a pus semnătura pe proiectul care vizează demolarea căminelor C și D, spune că în primăria Giurgiu nu vorbește fiecare cum vrea. A fost greu de obținut și numele firmei care a câștigat licitația și care, în loc să demoleze ce trebuia, a dărâmat ce nu trebuie. TV Giurgiu a aflat însă că firma cu pricina se numește SCRM ROSRL din București, o firmă al cărei reprezentant contactat de noi nu a putut oferi un răspuns, ci doar a spus care e treaba voastră și dacă am greșit clădirea ce. Ei bine, nu e chiar așa de simplu. Pe surse am aflat că imediat ce primarul Nicolae Barbu va reveni luni la primărie, va trebui să dea explicații și imediat să fie deschisă o anchetă care să lămurească cum este posibil ca firma câștigătoare a licitației să încurce clădirile. Pe 9 septembrie 2014, consilierii locali au aprobat demolarea căminelor C și D din cartier Istru, pe motiv că reprezintă un real pericol de prăbușire. Primarul spune atunci că între timp se va elabora un proiect pentru construirea de locuințe noi, proiect despre care nu s-a mai auzit nimic. Da, ne-am întors în direct. Vrea să spuneți ceva, domnule Clement. Da, vreau să spun că poziția dumneavoastră este total necinstită în relația cu mine și cu colegul Velicu. Ați de ce pregătit, considerați că este? Ați pregătit materialul acesta să demonstrați ceva împotriva primarului inexecutiv. Nu este. Așa o interpretați dumneavoastră. Din comentariul așa materialului. Ați interpretat dumneavoastră. Eu am venit să mă promovez pe mine, să dezbatem în calitatea mea de consilier și nu de... Domnule, nu este emisiune de promovare. Dezbatem, doamna, discutăm. Drăgulie, înțeleg foarte bine ce spuneți dumneavoastră. Dar nu știu de ce sunteți ofensate încă de la începutul emisiunii. Sunt trist deocamdată. Dacă e nevoie și să nu fim deci, așa... victimizarea chiar nu. Nu, eu nu mă victimizez, eu răspund aici pentru faptele mele. Deci mai bine discutăm puțin despre material. Mai bine discutăm puțin despre material. Ce vreți să vă spun? Punctul meu de vedere a fost o greșeală. A fost o greșeală. Cine a greșit să plătească? Cine a greșit acolo? Cine a greșit? Cel care trebuia să dărâme blocul C și sau pe D și l-a demolat pe C. Eu sunt, nu sunt executant, da? Da, domnul Velicu, noi suntem legislativ, da? Corect, corect. Nu, noi ne depășim după aceea. Acum, vrând nevrând, executivul era condus de o persoană pe care dumneavoastră, în momentul de față, sau cu care dumneavoastră sunteți în echipă. Da, și... Nu obligați să-i dau numele, că știți... Deci nu mai pronunțați nume, nu... Problema fără e discuții la adresa cuiva. Problema e... Că... Nu, lăsați-l pe primarul Barbu. Eu am spus că persoana respectivă este cu dumneavoastră în echipă. Eu, acum, vreau să ridic o problemă legată de Consiliul Local, care încă nu și-a încheiat mandatul. Mandatul actualului Consiliu Local se încheie odată cu validarea celuilalt Consiliu Local conform legii. Da? Deci noi încă suntem consilieri locali. Și eu și domnul Clement. Iată, despre asta e vorba. Discuția cu acest bloc, știți foarte bine că ne-am făcut de râs în România cu această situație. Da. Am ajuns la așa nu. Televiziunile naționale au... Din cauza unei prostii făcute de executiv și condusă de aceste persoane. Ce vreți să spun? Că nu este adevărat? Ăsta e adevărul. Da. Mai mult decât atât. Toată lucrarea respectivă a fost plătită. Nu știu dacă o prostie făcută de executiv, dați-mi voie să intervin, cât un lucru necontrolat din punctul meu de vedere. E cel mai bine spus, că nu s-a dus nimeni din executiv să spună nu dărâma blocul B, dărâma pe C. Da, cel amplasament trebuia predat. Acum trebuie să găsim un Dorel. Nu. L-am găsit pe Dorel. Păi e Dorel acolo. Păi, e nu un vă Dorel. Supărați, dar până când mediatizați, mai bine m-ați fi întrebat dacă am cunoștință cum s-a rezolvat până la urmă. Că păi asta așteptam. Păi dumneavoastră ați început să tăiați și acum carne vie. Dar nu tai, domnul Clement. Nu, mă cheamă Ilie, doamna Drăgulin. Nu, vă rog pe eu frumos. Numele meu scrie Ilie domnul Clement. Domnul Ilie, așa. Păi nu știu că între Lili și Clement mi s-a părut Lili sunt mângâiat.
Cum de la numele de familie? Flori? Nu de la numele de familie, de la... Haideți să discutăm de subiectele astea, sunteți foarte supărat pe mine încă de la începutul emisiei. Sunt supărat că e o regie împotriva PSD-ului și împotriva mea. Să știți că... Nu, sunteți tendențioși și nu vă permit să fiți tendențioși. Mă rog, să vedem ce întrebări mai aveți. Nu este nimic împotriva PSD-ului. Să vedem. Să fie foarte clar. Să vedem. PSD-ul nu a venit la nicio dezbatere moderată de mine, nu a fost nici măcar la promovare. Acolo unde efectiv tac și ascult programul dumneavoastră. Așa că nu v-am depronunțat și nu acuzați. Dumneavoastră ați ocupat cel mai mult timpul. Haideți, vă rog frumos. Haideți să vorbim. Spuneți că aveți deja rezolvarea. Cum s-a rezolvat? Respectiv? Eu știu că sunteți moderatoare, n-am doi moderatori. Haideți, domnul Ilie. Păi, hai să fim oameni serioși, că ne văd oamenii din Giurgiu. V-a adus aminte ce vreau să spuneți? Și mâine spuneți. O să ne aud, ne o să domnul, ne vadă pe stradă și o să ne arate obrazul. Domnul Ilie, deci ați tensionat atmosfera aici, inutil. Nu, pentru că eu când am venit la emisiune v-am văzut pe amândoi în altă parte. Nu, nu eram doi, eram trei, după patru. Aceea. Nu după aceea. Vorba cuiva, după aceea. Domnul, haideți că vreau să le spun telespectatorilor, pentru că... să știe și ce în spatele camerelor. V-am așteptat în fața televiziunii, politicos, n-am intrat în clădire, ne-ați ocolit și ați intrat pe altă parte ca să puteți da această este interpretare. Este ușa pe care intru la emisiune. Și am, ca să puteți, nu, acolo unde este realizatorul, este un invitat, este un alt realizator TV. Sunt al casei, doamna Drăgulin. Păi, sunteți de-al casei sau sunteți victimă, domnule Ilie? Nu, victimă vreți dumneavoastră să mă faceți, nu, dar nu reușit. Nu este adevărat. Nu. Haideți că deveniți tendențios și... Da. Domnule Velicu, care vi se pare că este starea actuală a orașului? Și aici ne gândim la infrastructură, ne gândim la principalele probleme pe care le dezbatem aici de ani de zile. A fost în platou și domnul primar Nicolae Barbu, adică sunt lucruri știute de toată lumea și consumate, dacă vreți. Da? Da. Și ne confruntăm cu ele zi de zi, pentru că trăim toți trei în același oraș. Eu de 62 de ani. Da. Eu de câți ani? Acum sunt mai mică, iertați-mă. Foarte bine. Iertați-mă că sunt mai mică, ce să zic. Îmi cer scuze, vă rog. Dacă interveniți și ne întrerupem așa, deja lucrurile merg într-o altă da. Zonă. Mă întrebați ce părere am despre felul cum arată orașul. O părere destul de proastă. Începând de la infrastructura rutieră, care a fost cârpită în ultima perioadă la propriu, și continuând cu ceea ce se află sub aceste străzi, infrastructura de apă potabilă și de canalizare, infrastructura de gaze, care nu ține neapărat de administrația locală, dar gândirea generală ține de administrația locală. Adică acest operator care distribuie gazele la nivel de municipiul Giurgiu are o strânsă legătură cu privire la extinderea rețelei de gaze cu administrația publică locală. De asemenea, operatorul care deservește alimentarea cu agent termic pe timp de iarnă a blocurilor de locuințe și a tuturor beneficiarilor de acest agent termic. Toată rețelistica acestui operator se află tot pe domeniul public. Deci și acolo este o strânsă legătură între administrația locală și operatorul de servicii. Escort, de, vă rog. Așa. Mai mult decât atât, în ultima perioadă am avut și coleg în Consiliul Local pe directorul societății care deservește și care alimentează cu agent termic municipiul Giurgiu. Pe scurt, lucrurile nu arată deloc bine și putem continua și cu salubrizarea și cu gestionarea câinilor fără stăpân și cu proiectele făcute de mântuială în ultima perioadă, aprobate de noi Consiliul, pentru că dacă nu le-am fi aprobat, ne-am fi trezit cu acele liste ale rușinii. Pe care să le-am nu deviem de la subiect. Doamna Drăgulin, vă rog, domnule Ilie. Vă rog să repetați întrebarea și pentru mine. Întrebarea era, cum găsiți starea actuală a municipiului Giurgiu? Nu pot să declar cu fermitate că totul a fost pus la punct, însă nu trebuie să uităm că în ultimii 4 ani de zile și mai ales în ultimii 2 ani, da, când primăria a scăpat de în 2 ani de împrumutul făcut de vechiul Consiliu Local și fostul primar, da? Dar să nu uităm că mai ales
un an și ceva de zile, au fost modernizate, da? Cu canalizare, cu gaze, cu apă potabilă, asfalt. Vă citesc câteva din... Citiți? Da? Avram Iancu, Horia, Cloșca, Crișan, Comana, Grivița, Aurel Vlaicu, Dinicu Gonescu, Albinelor, Cluj, Progresului, Dezrobirii, Digului, Caragiale, Barbu de la Vrancea, Liniștei, Berze, Titulescu, Negru Vodă, Cărămidarii Vechi, Clopotari. Fabrica de zahăr este deja începută. Cu siguranță o să se găsească întrebare să zică, a, păi face acum Barbu și Consiliul Local că sunt în campanie și PSD-ul. Nu. Toate astea sunt făcute prin efortul Consiliului Local, da? Corect. La propunerea. Corect. Da? Că a fost, toate aceste proiecte au fost prinse în bugetul de cheltuieli pe anul în curs. Dar dacă stăm să numărăm foile în plăcinta cuiva, niciodată nu o să mâncăm plăcinta. Da? Mergeți pe aceste străzi, realizați reportaje cu oamenii unde vreți dumneavoastră și o să vedeți care e reacția oamenilor. Până acum au mers prin noroi, au mers prin grob, dar acum merg pe asfalt și pe trotuare. Gazele sunt la porțile fiecăruia. Nu avem, să recunoaștem. Ați vorbit despre starea drumurilor, despre străzi reabilitate, da? Avem un material. Tot cu PSD-ul. Despre... Da, de ce? A pronunțat cineva PSD? Nu, dar e o intuiție a mea. Domnule Ilie, sunteți supărat rău astă seară, nu vă înțeleg, nu dar supărat, ar fi bine să... Ar fi necăjit, bine să, da. Ar fi bine să, să fiți drept și corect. Sunt. Avem un material despre reparații. Nu există stradă în Giurgiu unde să nu fi fost săpat un șanț sau măcar o groapă și în cele mai multe cazuri remedierea carosabilului lasă mult de dorit. Cu toate că atunci când primăria emite autorizație de lucrări unei firme sau alteia, una dintre condițiile esențiale este readucerea carosabilului la starea inițială, în marea majoritate a cazurilor acest lucru nu se întâmplă, iar efectele le suportă șoferii și mașinile acestora. În urma lucrărilor rămân gropi și șanțuri neastupate cum trebuie, iar acestea stau așa luni și luni de zile fără ca municipalitatea să ia vreo măsură. Uneori se mai și lucrează în Giurgiu și de cele mai multe ori se lucrează pentru rețele de utilități, se fac șanțuri pentru a îngropa țevi sau cabluri. Din păcate, aceste șanțuri nu sunt astupate la timp sau nu sunt astupate definitiv. Ele stau cu săptămânile sau chiar cu lunile de zile neastupate, reparațiile se fac de mântuială, iar șoferii nu au încotro și trebuie din nou să aștepte, așa cum spuneam, săptămâni și luni de zile. În această zonă unde ne aflăm, acolo unde au fost instalate țevi pentru termoficare, inițial șanțul a fost astupat cu pavele, a fost reparat cu pavele și reparația era destul de interesantă și destul de bine făcută. Este o invenție mai nouă a municipalității, astuparea provizorie cu pavele. Numai că ulterior pavelele au fost înlăturate, a fost turnat un strat de beton și șanțul a rămas de câțiva centimetri buni spre coșmarul șoferilor care trec prin zonă. Atunci când plouă în Giurgiu sunt mult mai vizibile rezultatele reparațiilor făcute de mântuială, dar și atunci când nu plouă șoferii îndură același calvar, singura diferență fiind aceea că nu mai trebuie să fie atenți să nu îi stropească pe pietoni. Și odată cu trecerea timpului vorbim de un adevărat fenomen, nu de cazuri izolate. Conducătorii auto au ajuns să se gândească deja ce trasee să aleagă pentru a ajunge la destinație după numărul gropilor sau șanțurilor rămase pe o stradă sau alta. Vreți să răspund tot eu, da? Amândoi. Păi nu, că domnul este pe lista de consilieri județeni. Lăsați-mă pe mine. Da, ați auzit ceva? Anumite secvențe din material au fost reluate. Să se vadă cât mai multe gropi și multe șanțuri. Ochiul meu asta a văzut. Să se vadă cât mai multe, da. Mergem împreună, acum, toți trei, cu o cameră, la mine pe stradă. Strada asfaltată pe vremea lui domnul Iliescu. Trebuie, vedeți, eu sunt sincer și recunosc. De fostul primar. Da? S-a făcut branșarea altor vecini la gaze. S-a traversat strada Zmârdei. Da? S-a astupat. Din cauza apei, pământul în groapa respectivă, în șanțul respectiv, s-a lăsat. A venit primăria, da? Prin serviciu de resort, a astupat-o cu asfalt. Ne-am întrebat vreodată cât costă o tonă de asfalt? Venea pentru mine. Când au fost situații pe strada Cutare... Asta înseamnă că a fost o lucrare executată prost? Nu știu, nu pot, păi, eu, că nu sunt specialist atunci, în... Nu, dăm vina pe ploaie și ne prăbușim? Nu, sau? Nu, n-ați înțeles greșit. Ei, constructorul a astupat. Da. Cât a astupat, pământul s-a așezat, pentru că nu se așează într-o zi, într-o săptămână, da? Pământul lucrează ani de zile. Da. Da? Apă
S-a făcut din nou șanțul de 10 cm, s-a luat măsura provizorie, s-a stupe cu pietriș și s-a venit cu asfalt. Pentru că atunci când s-a cumpărat un camion, 3 tone, 5 tone cât are, n-a luat numai pentru o jumătate de metru din poartă de la Ilie. S-au plombat toate gropile care au rezultat în urma lucrărilor făcute de Virom atunci când au branșat oamenii la gaze naturale. Da, domnule Velicu. Vreau să completez aici ce a spus domnul Clement și de asemenea aș vrea să completez și prima discuție pe care dânsul a ridicat-o legată de faptul că eu sunt candidat la Consiliul Județean. Nu uitați că sunt la încheierea la celui de-al doilea mandat ca și consilier municipal. Deci pot să-mi dau cu părerea despre orice problemă care a apărut în Giurgiu și cu care se poate confrunta administrația locală din Giurgiu. Asta este. Dacă vreți să acceptați, bine, dacă nu, oricum ăsta e adevărul. Eu am cerut legat de problema cealaltă, pe care dânsul a ridicat-o, că au fost făcute branșamente la gaze și branșamente la utilități. Aceste branșamente la gaze le fac anumite firme care câștigă prin licitație aceste lucrări. Eu am avut o astfel de situație fals. La mine pe stradă, vă rog frumos să vă documentați înainte și pe urmă vedeți că e ca mine. La mine pe stradă, lucrarea de branșamente la gaze a fost făcută, a fost încheiată și procesul verbal de recepție a lucrării, iar lucrarea nu era executată. Înțelegeți? Nu era încheiată. În sensul că încă ne aflam la minus 10 cm față de cota normală a asfaltului, iar de fiecare dată când ploua, acolo se strângea mizerie și automat toată apa aceea era pe gardurile vecinilor și... Deci la mine pe stradă s-a întâmplat așa ceva. Am fost nevoit să merg la primărie să întreb ce se întâmplă. Cât a fost termenul de execuție a lucrării, cine s-a ocupat de recepția lucrării și dacă a fost încheiat acest proces de încheiere a lucrării, a recepției. Da? Procesul de recepție a fost făcut, procesul verbal. Dar lucrarea nu era încă terminată. Ce să înțelegem din asta? Că totul este superficial. Mai mult decât atât. Vorbeam de compactarea asfaltului, compactarea terasamentului de sub asfalt. Pentru că acolo este problema. Există tehnologie clară pentru așa ceva. Numai că lucrurile sunt lăsate de izbeliște. De cele mai multe ori le face, așa zisul Dorel, n-am nimic cu nimeni, dar în momentul în care în proiect spune că trebuie să pui nu știu ce piatră concasată și tu vii cu hidromasă, că este mult mai ieftină, dar decontezi piatră concasată, lucrurile sunt mult mai grave. Așa că nu putem să ne văităm în felul ăsta. E vorba de delăsare. Să termine, scuze, domnul Velicu. Am primit un mesaj de la un prieten și îmi spune că imaginile pe care dumneavoastră le-ați l-ați spus ceva mai devreme sunt filmate în urmă cu 2-3 luni de zile, adevărat? Probabil că da. Ați văzut segmentul acum de drum de la Alei până spre fabrica de zahăr, pe centură, cum, spre Silos? De la Alei spre Silos, așa. De aici, de la canal, da? Pe centură, la dreapta, pe lângă Silos, spre fabrica de zahăr. Și despre ce era vorba în material? Ați fost atent? Erau grupi și șanțuri neastupate. De multă vreme. De multă vreme. La vremea respectivă vorbim, de acum 3 luni, doamnă, când a fost prezentat pe post materialul. Dumneavoastră l-ați reluat acum? Domnule... Doamnă... Ilie, acolo se spunea că de multă vreme se află în starea aceea. D'accord, reclama acum 3 luni. O situație. Acum 3 luni, doamna Velicu. Doamna Drăgulin, îmi cer scuze. Da? Deci materialul ăsta a fost difuzat acum 3 luni. Așa. Și la vremea respectivă, în martie, stătea se spunea că de nu știu câte luni. Acum ați văzut? Așa. L-ați văzut deci atât? S-a rezolvat. Păi da, de ce nu mă mir? Da, de ce nu vă mirați? Era o problemă, domnule. Nu vă faceți că nu vă înțelegeți. Că nu înțelegeți. Să știți că... Nu vă faceți că nu înțelegeți. Haideți că deja faceți un dialog între dumneavoastră și... Vă înțeleg să vă supărați. Vreau, avem câteva imagini din Giurgiu, de pe drumul Plopilor, șoseaua Alexandrei, ultimul material din această seară.
Drumul Plopilor, cunoscut și sub denumirea drumului Popa Flora, este doar una dintre arterele rutiere din oraș care cu greu pot fi numite așa. Este de fapt una dintre multele străzi de pământ care a rămas la acest stadiu de 10 de ani. După fiecare ninsoare sau după ploaie, pe aici se poate trece cu greu din cauza noroiului și a bălților, iar șoferii și pietonii îndură în egală măsură acest coșmar și aproape că nu mai cred că administrația orașului își va mai aduce aminte și de ei. Despre trotuare nici nu poate fi vorba, iar oamenii încearcă să se descurce cu propriile puteri. În aceste zile, când zăpada s-a topit foarte repede, locuitorii de aici au din nou aceleași probleme. A băscut pe ulicior și a băgat-o pe aici, pe străzi. Și cum vă descurcați acum cu norul ăsta? Foarte greu. Uitați, noi suntem uzi. Asta este. Copiii nu pot să ducă la școală. Avem copii mici. Bătrână sunt, am căzut, uite acolo, m-am dus să-mi iau mâncare și am căzut în noroiul ăla, m-a alunecat. E jalece aici, vă rugăm frumos, faceți ceva. Nu cerem bani, nu cerem nimica, numai să o ia de aici, că uite, intră apa în curte. Atât, altceva nu vrem nimic. Că nu mai semnez, când o veni să ia la primărie, nu mai semnez nici de nebună, nu mai semnez. Nimic nu mai fac. Că m-am săturat, că mereu mă păcălește. Așa pățim, exact așa pățim. Asta, uite ce mă bă, să bate inima asta. Ce să facem, domnule, asta e. Poate dar nici ei nu putea, dar ce să faci? Avem bătrâni care merg în oraș, merg pe noroiul ăsta. Bătaia de joc. Nu sunt singurele neajunsuri ce apar din cauza stării acestor drumuri. Asfaltul turnat pe șoseaua Alexandriei în urmă cu două luni s-ar putea degrada cât de curând, tocmai pentru că străzile adiacente șoselei nu sunt întreținute și reparate. Dacă șoseaua Alexandriei a fost într-un final reabilitată anul trecut printr-un proiect al Consiliului Județean, drumurile laterale, drumurile secundare din această zonă au rămas așa cum erau și acum 10 de ani. Pe aici oamenii nu mai pot trece din cauza noroielor și a bălților. În plus, lacurile care se formează au ajuns până la șoseaua principală și asfaltul se poate degrada mult mai rapid decât este de așteptat din aceste cauze. Drumul Plopilor și toate străzile învecinate nu sunt singurele aflate în această situație. Aceste străzi fac parte de altfel dintr-un cartier în care civilizația se manifestă doar prin apartenența la o localitate cu statut de municipiu. Da, este zăpadă pe material. S-a asfaltat zona? Ați fost pe acolo? Păi n-am fost, dar vă întreb. Nu, eu atâta am fost eu, vă dau eu. Cum e? Nu e asfaltat, era într-adevăr zvântat acum, era un pic mai ok decât cum arată. De ce o luați personal? De ce sunteți supărat? Nu a pronunțat nimeni PSD? Sunt imagini din orașul în care trăim cu toții. Dar către cine lovesc imaginile? Către cine lovesc? Către cine? Către executiv, da? Doamnă, eu n-am venit să țin în brațe pe nimeni. Păi, sunteți avocatul executivului sau... Nu sunt candidat, doamnă. Păi, sunteți candidat. De actualul primar sunt candidat la alegerile din iunie. Să aveți succes, da? Sunteți candidat, Dumnezeu, dar vă inflamați la fiecare material. Material păi, pentru care... nimic de la PNL să arătați. Ce să arăt de la... Păi, stați puțin că... Păi, ăsta e de la PSD. Domnul Ilie, ăsta nu e material de la PSD, stați puțin. E filmare de pe jos. Da, ia spuneți, domnule Velicu. Nu, lăsați-mă să termin și pe urmă lasă pe domnul Velicu să vorbească deja... câte minute vrea domnia sa. Da? Doamnă, cartierul șoseaua Alexandrei, da, că despre ea e vorba, drumul Plopilor, pe acolo vine, pe dreapta, dacă vreți să știți, pe unde cade ea ca stradă în zona respectivă, așa, da? Nu s-a făcut acum. Se încearcă, da? Că banii nu îi are nimeni ca la Banca Națională, da? Sunt niște bani care îți dau Consiliul Județean și au venit să-i dea. Mulți bani au venit, la Giurgiu. Au venit în județul Giurgiu, doamnă. N-au venit la municipiu. Și de ce n-au venit și municipiu? Nu știu, întrebați pe președintele în exercițiu. Da? Care a fost gestionată de domnul Bătălău, dacă vă spune ceva. Ce vreau să vă spun? De ce n-a făcut fostul Consiliul Local înaintea noastră? Că tot în Giurgiu era drumul Plopilor. Stăm acum și ne uităm. Păi pentru aia a fost înlocuit, domne, fostul Consiliu Local și fostul primar și a fost înlocuit în 2012 pentru probleme de genul ăsta. Eu nu știu de ce discutăm ca doi reprezentanți ai comunității în Consiliul Local, unde s-au luat aceste decizii. Dumneavoastră ați fost în Consiliul Local, astea sunt lucruri așa din Giurgiu și vă supărați. Pe mine, dacă aveați ceva să mă întrebați, vis-a-vis de comisia din care am făcut parte, nu să răspund eu pentru alții. Păi ați votat pe alte proiecte? Bineînțeles, păi, dacă a fost pentru Giurgiuveni, da. Păi, și dar atunci, de ce nu mă întrebați? De ce de exemplu, să nu la comisia de cultură din care fac parte și sunt încă președinte până în vremea viitoare. Câte ajutoare umanitare am dat giurgiuvenilor cu probleme? Câte biserici am ajutat din banii giurgiuvenilor? Așa. Am avut un punct de vedere legat de biserică, dar să nu le amestecăm.
Da? Câte cazuri sociale au fost rezolvate? Asta întrebați-mă. Dacă n-am ajutat un poet sau un scriitor giurgiuvean, asta întrebați-mă. Ce vreau să fac data viitoare? Nu să-mi arătați mie imagini de asta iarnă în toiul verii. Da, domne. A, da. Ce Dumnezeu! Doamnă! Hai! Să le uităm acum, că uitați, s-a uscat dar... afară. Vreau să fac o paranteză la ce a spus domnul Clement. Legat de problema comisiilor și ce se întâmplă în comisii. În aceste comisii se dau niște avize consultative. Fără votul majorității din Consiliu, toate proiectele care au primit aviz favorabil sau nu în comisiile de specialitate, nu devin proiecte de hotărâre. Am mai auzit versiunea asta că s-au votat în comisii și nu au mai fost votate în Consiliu, nu toată lumea face parte dintr-o anumită comisie și nu toată lumea are studiile necesare să înțeleagă ce se întâmplă cu un buget atunci când e vorba de un buget, ce se întâmplă cu anumite probleme juridice atunci când se ridică o astfel de problemă, așa că lucrurile astea sunt un fel de praf în ochi. Lăsați-mă să vorbesc, că ați vorbit mai mult decât trebuie, cred. Legat de problema pe care dumneavoastră ați ridicat-o, domnilor, eu nu știu de ce ne supără adevărul. Problemele sunt în momentul de față în Giurgiu, ele trebuie rezolvate și trebuie rezolvate cu simț de răspundere și dacă se poate, știți foarte bine ce discuții au fost legate de proiectele acelea care au fost... supuse atenție de câteva ori în ultima perioadă Consiliul Local legat de acele parcări, că cineva a spus că vezi, doamne, ar fi fost acolo niște greșeli gramaticale, eronat, acolo au fost niște greșeli de proiectare, niște greșeli de adrese, adică nu poți să aprobi o documentație care acolo era stipulat că e vorba de o altă adresă unde se face lucrarea, nu acolo unde se face de fapt, e vorba de o altă suprafață decât cea reală, adică erau probleme de consistența materialului și de greșeli nu de suprafață și nu gramaticale, că nimeni nu se uită la așa ceva. Simt că domnul Ilie vrea să spună ceva. Da, eu nu sunt de acord cu domnul Belicu. Vedeți, m-am calmat. Nu sunt de acord pentru că trebuie să le spunem oamenilor care ne urmăresc și să știți că sunt foarte mulți, măcar iubitorii de folclor pe care... Știți că și emisiunile și mele sunt d'acord, d'acord, vedeți că sunt de bună credință. Da. Da? Acolo un proiect a fost o greșeală de exemplu. Da. Nu erau sfinții martiri și era Sfântul Martir Brâncovean, în loc de Brâncoveni. Dar locația e cunoscută. E vorba de bisericuța dintre blocurile după șoseaua București, în spate la o cârciumă, să nu-i dau numele, că poate îi fac publicitate, da? Iar dimensiunile de care vorbește domnul Velicu sunt aceleași care n-avea cum cel care vine și câștigă licitația peste 3 luni pentru că banii pentru parcări și pentru grădinițele de copii au fost prinse în bugetul pe anul în curs, da? Votate de, și de domnul Velicu, vedeți? Păi și atunci de ce ne-am? Bun, dar o dată, de două, de trei ori au fost respinse, s-au întârziat. Lucrările nu au, proiectele au fost respinse, de ce? Să nu înceapă barbu, să le lucreze, să-și facă campania. Asta e logic. Ele au fost respinse pentru indiferent cine va fi primar, le are întârziate. Că facem cuvântul. Facem, păi, va data, dacă vorbiți toată emisiunea, eu s-ar putea să mai trebuiască o emisiune. Ei, puteți să mai veniți, că doamna Drăgulin... Problema mea e în felul următor. Și explicația mea legat de ce a spus domnul Clement este următoarea. Având în vedere proiectele și modul cum au fost ele puse în practică, și aici mă refer la pista de atletism, care știm cu toții că proiectarea a fost greșită, în loc să se vadă care este înclinația acelei piste de atletism, ne-am trezit cu o înclinație de un metru aproape de la un capăt al celor două turnante al pistei. O altă problemă, piața de gros de pește, care este inutilă. Un proiect care a fost extrem de trâmbițat. Câte licitații au fost, domnilor, până acum? Din câte știu eu, 6. Dar, paranteză. Se respectă legea, vorbim de zona de agrement, zona de agrement care a fost inundată atunci când Dunărea a crescut. Știți că s-a vorbim de da? Dar e bine că acum copilul de Rămata Iurea. Barcuțele pe canal. Vorbim de anumite străzi care au fost în fiecare zi, să nu se mai lăsați facem nu la acoperiți, domnul Ilie, lăsați-l să vorbească. Vorbim de probleme de proiectare, vorbim de niște proiecte care au fost extrem de mult scoase în față în presa locală.
Și ele s-au dovedit a fi un fiasco și inutile giurgiuvenilor. Giurgiuvenii nu mai au nevoie de astfel de proiecte. În momentul în care votează de acum încolo administrație publică locală, trebuie să fie foarte atenți pe cine votează, ce fel de oameni promovează acolo, pentru că mi se pare deja o dovadă de tupeu să vii cu astfel de probleme din spate și să mai ceri odată votul giurgiuvenului. Este deja mult prea mult. E părerea mea. Dacă oamenii au o altă părere, rămâne de văzut ce se va întâmpla pe data de 5. Cu siguranță, pe 5 se va ști care este rezultatul și cui giurgiuvenii au încredere să-i dea votul. Sigur că da. Fie că județean, cu ce, soluții veniți pentru județul Giurgiu, pentru municipiu, ce proiecte aveți, domnule Velicu? Da, bine, aici e inclus și pentru județul Giurgiu și inclusiv pentru municipiul Giurgiu, pentru că aici, vrând nevrând, municipiul Giurgiu se află în județul Giurgiu, chiar dacă unii și-ar fi dorit să fie altfel. PNL propune un proiect ambițios pentru următorii 4 ani, începând de la infrastructură rutieră și nu numai, și cea de apă și canalizare, și terminând cu promovarea tinerilor și găsirea soluțiilor pentru ca tinerii să rămână aproape de noi. Pentru că în acest mod, dacă continuăm tot așa, cu o administrație ineficientă, cu o administrație care să nu fie atentă la nevoile pe care cetățeanul le are, riscăm să rămânem un oraș și un județ de bătrâni care să nu mai aibă cine să ducă mai departe ceea ce lăsăm noi după noi. Dar revenind la proiectele PNL, ne propunem să modernizăm și să aducem la standarde europene toate drumurile județene pe care Consiliul Județean le are în subordine în momentul de față și în administrare. De asemenea, ne propunem să rezolvăm problemele legate de Spitalul Județean, care se află în municipiul Giurgiu și care în momentul de față arată destul de rău, cu toate că acolo s-au alocat sume destul de consistente, mai este încă nevoie de investiții acolo, este nevoie de modernizare, este nevoie de un act medical care să fie cu adevărat european și este nevoie de respect pentru cei care plătesc taxe și impozite la nivel de municipiu și județ. Pentru că taxele și impozitele se plătesc și taxe și impozite locale, dar și TVA și alte tipuri de taxe care vin automat, cote defalcate, vin și la administrațiile locale. De asemenea, discutăm și de proiecte ambițioase legate de învățământ, legate de premierea acelor tineri, acelor elevi și, bineînțeles, și a profesorilor care îi coordonează, pentru că performanța unui copil care ajunge la olimpiade naționale, internaționale, trebuie automat premiată și trebuie premiați și dascălii care au avut grijă ca respectivul copil să ajungă la astfel de performanțe. Asistență socială, de asemenea, este nevoie de asistență socială. Sunt foarte multe persoane cu probleme în municipiu și județul Giurgiu, care au nevoie de asistență socială. Asistență socială, de data aceasta, noi ne propunem o asistență socială făcută mult mai atent. Nu știți foarte bine că au fost niște probleme în Consiliul Județean în ultima perioadă cu un proiect de ajutoare sociale, 1400 și ceva de persoane, care instituția prefectului l-a atacat în contencios conform drepturilor legale pe care prefectul le are. Nu asemenea ajutoare și nu asemenea asistență socială ne dorim. Ne dorim o asistență socială conform legii care să asigure echitabil împărțirea banului public, pentru că banul public în momentul de față este destul de puțin și trebuie foarte bine chipzuit. Ăsta este elementul principal pe care merge Partidul Național Liberal și care îl propune giurgiuvenilor ca și deziderat pentru următorul mandat. Domnule Ilie Clement. Mi-aș dori din suflet ca drumul de la Mironești, de la spitalul de la Mironești, azilul de bătrân sau căminul de bătrân, da, să arate cel puțin ca orice stradă jalnică din Giurgiu. Mi-aș dori ca toate spitalele din județ, Vadulat, Mironești și care mai e Singureni, să arate ca spitalul județean.
e ușor să stăm să dăm soluții. Dar hai să, în afară de activitatea profesională, să venim și ca cetățenii ai orașului să participăm, să contribuim. Ca așa, dacă stăm după margine, găsim soluții pentru orice. Dezideratul Partidului Social Democrat este pentru dezvoltare durabilă, da? În care sunt prinse câteva segmente pe care vreau doar să vi le enumăr. Oraș modern, oraș verde, sigur, cultural, turistic și educat și oraș sănătos. Și aici de sănătate am vorbit, de cultură, cel puțin în ceea ce mă privește, cunoașteți activitatea mea extra-profesională, da? Da. Și aș fi vrut măcar să mă întrebați, da, poate nu ați fost inspirată, cu altă ocazie mă întrebați, cum am realizat toate aceste cazuri sociale din Giurgiu, copii bolnavi de cancer, copil care a trebuit să meargă în Turcia la medicul de la Anadolu. Da? Actor bolnav, femeie bolnavă de cancer de piele, femeie cu copii mulți și multe, le știți dumneavoastră, pe unele le-ați mediatizat, pe altele nu. Și am avut, îmi pare bine că pot să-i mulțumesc lui Barbu că a stat lângă mine de fiecare dată cu fundația pe care a avut-o și ultimul care l-am avut acum o lună și ceva de zile și în locul emisiunii mele, televiziunea prezintă spectacolul respectiv. Asta este în afara atribuțiunilor mele, fie că sunt angajat sau pensionar, ca om din orașul nostru. Aici trebuie să punctăm noi, să venim să ajutăm comunitatea. Păi, asta înțeles? Spun, să venim. Eu să v-am ajutăm. Spus, astea sunt să prioritățile venim. Partidului Social Democrat în perioada următoare de mandat. Am ajuns la finalul emisiunii, domnule... Și aș mai avea, cu aprobarea da, domnului Velicu, 20 de secunde. Și mai e un lucru foarte important. Noi, ca cetățeni, să ne facem datoria față de comunitate. Pentru că am două documente aici, în care colegul meu, care arată numai cu degetul către primărie, către Consiliu, către PSD, are niște obligații financiare față de societatea în care locuim cu toții. Așa cum este ea, mare, mică, frumoasă sau urâtă, da? Domnia asta are niște datorii pe care, din păcate, trebuie să-mi dea voie să mă laud. Eu mi le-am achitat și la apă și canal, și la taxi și impozit. Mulțumesc! Ați primit acum un mesaj și v-au informat, nu? Nu, astea sunt documentele. Vreți să vi le pun la dispoziție? Da, nu mi se pare nici fair play și nici... Da, bine. Și mie materialele. Stați un pic, aici discutăm de acuze aduse... Nu, sunt penale, personal. Sunt chestii penale? Da, nu. Sunt chestii penale, domnule? Nu. Sunt datorii ale obligații financiare ale domnului Belicu. Dar nu vi se pare o mizerie? Dumneavoastră aveți datorii financiare? Nu. Nu? Nu. De ce? Verificate. De ce? Pentru că în ianuarie, cu pensia care am luat-o, m-am dus la taxi și am plătit Habitat. Doar cu pensia? Păi doar mi-a ajuns pensia, doamna Drăgulin. Ce vreți să o împart cu cineva? E dreptul meu. Nu zic, doar cu pensia? Păi, domnule... Păi nu, lumea, nu, dar ca să înțelegeți cum înțelege mea... PSD-ul să facă campanie electorală. Domnule, încă o dată, există pârghii să fie blocate conturi, să fie făcut... A, bine, chestia bun, cu datoria... Dacă nu s-a ajuns acolo, asta e o mizerie. Datoria am și asta, eu și... Îmi dați dumneavoastră avertisment? Asta nu, nu, nu. Asta este ca un avertisment, că aveți un avertisment datorii. La ce? Ce denotă asta? De 400 de lei la apă, asta înseamnă sumă? Nu, nu. Ce denotă? Rea credință? Ce? Rea credință, eu așa consider. Rea credință și eu am datorii. Credeți că sunt rea credință? Dar nu vreți să discutăm că mi-am blocat conturile de card ale soției, domnule, în momentul Belicu, în care am plătit eu taxele și impozite locale. Aveți... După ce am plătit taxele, mi-au blocat contul de card. Domnule... Aveți debite din anii trecuți, domnul Velicu. La ce? La taxe și impozite. Nu. La imobilul unde locuiesc? Eșalonarea. Nu permiteți operatorii să citească contorul. Haideți, contorul. Aici deja nu, este domnule, un atac la nu, persoana la, pe care vă rog să-l probați. Nu vi se pare că exagerați? Vă rog să-l probați. Păi da, asta nu este modalitatea de a face campanie electorală. Asta domnul e mizerie Velicu, ieftină de 2 lei marca PSD. Domnul Velicu, vorbesc eu acum. Dar nu vreți să discutăm un pic și de faptul că... Nu discutăm pentru că am timpul a expirat. O observație, domnule Ilie Clement. Giurgiu este un oraș sărac, cu oameni cu multe datorii. Ăsta nu e un lucru de râs, ci este un lucru de plâns. Dacă
dacă ironizăm, dacă nu este dacă fair, venitul domnului era însemnat 400 lucruri, de lei, îl înțelegeam. Datoria, da, dacă și-o asumă, este ok. Însă, faptul că a izgonit pe cei care citeau contoare, vă rog să-l probați. Mesajul este... de final. Trebuie să probați. Da, mesajul de final, domnule... Tot eu, da. Da, este, vă dau dragii prioritate că v-ați simțit peste 10 lezat. Zile ne vom întâlni la urne. Aveți discernământ în a alege pe cei mai buni dintre cei mai buni și nu uitați. Există Partidul Social al Democrat cu listă de consilier local, consilier județeni și primar. Vă așteptăm la vot. Domnule Florian Velicu? Da. Vreau să răspund giurgiuvenilor că la aceste alegeri PNL le propune cel mai bun candidat pentru funcția de primar al municipiului Giurgiu. Cea mai bună listă, de departe cea mai bună listă de consilieri locali și de asemenea cel mai bun candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean în persoana domnului Beianu și cea mai competitivă listă de consilieri județeni. Și nu în ultimul rând, discutăm de oameni onești, oameni care au demonstrat și oameni care au frică de Dumnezeu și care se uită în ochii oamenilor și țin cont de dorințele giurgiuvenilor. Votați PNL la alegerile din 5 iunie 2016. Domnule Ilie Clement, domnule Florian Velicu, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în platou. Succes pe 5 iunie vă urez. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră din această seară. Noi ne revedem luni la o nouă ediție Audiența. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu, numai bine! Acum...